dimineața, nou video cu mine pe canal. Astăzi revin cu ce am primit din călătoria mea la București. Cred că așa o să-i spun sau încă nu m-am gândit sincer. Înainte de asta vreau să vă arăt ce port pe buze și port acest ruj lichid de la Catrice. La fel ca și în clipul cu ce mi-am cumpărat din vacanța de la București. Dar hai să mă mai lungesc și să trec la produse. Întâi vreau să le mulțumesc tuturor fetelor care mi-au adus câte ceva sau care mi-au dat câte ceva, cât timp am stat acolo. Sunt foarte recunoscătoare să am niște oameni atât de minunați în jurul meu. Și am să încep cu ceva ce am primit de la verișoara mea, Irina, pe care o pup în caz că se uită. Este vorba despre această carte, Acolo unde cântă racii, de Delia Owens. Arată așa și draga de ea mi-a oferit-o și abia aștept să o citesc și să o includ într-un clip despre cărți, pentru că, oh my god, am rămas în urmă cu cititul, trebuie să recunosc. Așa, apoi, hai să o iau în ordine cronologică și o să trec acum la produse pe care le-am primit de la draga mea Adina Adam, de la For Your Face. M-am întâlnit cu ea când am fost la evenimentul Visual Fest, la care am fost și pentru care am fost de fapt la București și am stat împreună cu fetele, oricum probabil ați văzut pe vlog, pentru că vlogul o să apară înainte acestui clip, așa că dacă nu l-ați văzut, o să vă las un card pe sus să-l vedeți. Și la sfârșit Adina a venit cu o mică punguță și mi-a adus câteva chestioare, să vi le arăt și vouă acum. Și i-am spus că îi mulțumesc mult, eu nu i-am adus ei nimic, dar ea a fost foarte drăguță și mi-a adus. Și avem așa, de la Essence, Eyeshadow Shader, este o pensulă. N-am mai avut de foarte mult timp pensule de la Essence. Am încă, sau n-am, nu mai știu, că am avut parcă. Dar uitați-vă și voi ce drăguț arată pensula asta. Are aspectul ăsta super glittery, așa, foarte drăguț și e foarte finuță pensula. Așa, și încă una avem aici, se numește Eyeshadow Blender și arată cam așa. La fel, cu același aspect aici cu auriu, foarte drăguț. Apoi am mai primit o mască de la Balea, Daydreamer, care este așa cu albastru, cu roz, cum îmi place mie, și este ediție limitată. M-am topit. Apoi am acest lăcățel, deci efectiv m-am topit când l-am văzut, pentru că este cu acest mov superb. N-ai cum, deci n-ai cum. Așa, apoi avem un Catrice Generation Plump and Shine Lip Gloss. Foarte interesantă nuanță, are așa irizația aurii și este nuanța Shiny Gamet, cred că. Apoi, chestia asta de care sunt super entuziasmată este de la Geek & Gorgeous Jelly Joker Low pH Gentle Cleanser. Arată foarte interesant și am auzit atâtea lucruri bune despre brandul ăsta, încât sunt super curioasă să văd cum e. Și mai avem o ojă, chiar voiam să-mi cumpăr o ojă de la Sally Hansen. Asta este Good Kind Pure Plant Based în nuanța 220 Begonia, ca la floare, știți că există floarea begonie. Avem și Begonia, este un joc de cuvinte foarte drăguț și foarte frumoasă nuanța. Mulțumesc încă o dată, Adina. Apoi, m-am întâlnit eu cu Ani de la Beauty Barometer, la fel, are și eu un canal de YouTube, să mergeți și la ea. M-am întâlnit într-o zi, am fost să bem ceva și a venit cu această trăistuță, sacoșică, pe care scrie Andrea Professional. Așa. Iar aici avem niște biscuiți de la Gerlinea, chocolat, în fine, nu mă mai chinui că franceza mea e nașpa rău. Sunt niște biscuiți care arată foarte, fursecuri, care arată foarte bine. Apoi avem de la L'Herbolario un gel de duș din gama asta, Papa Vero, care e cu mac, cred, sau ce fel, cele sunt astea.
Da, cu extract de mac. Vreau să vă spun că arată produsul ăsta, deci într-un mare, mare stil. Deci uitați-vă și voi, arată foarte, foarte luxos. Și mirosul e... Doamne, mi se pare un miros atât de scump. Foarte interesant, abia aștept să îl folosesc. Sweet Poppy. Așa. Și mai am încă două lucruri. Am un spray de corp și atât de mult m-oftic că am filmat clipul ăla cu sprayul de corp. Nu o să mai refilmez încă o dată, pentru că oricum l-am făcut din bucăți. Dar să știți că mai am încă un spray de corp de la Avon. Strawberry Body Spray. Arată așa. Și miroase foarte bine a căpșunele. Și mai am de la Sabon Lip Polisher. Arată așa. Foarte bine arată și el. Și e un borcanaș așa. Și aici este produsul. Nu pot să zic că se simte mirosul. Nu l-am folosit încă, dar abia aștept să-l folosesc. Mulțumesc, Ani! Iar acum au mai rămas lucruri pe care le-am primit la draga mea prietena Alexandra, cea la care am și stat pe toată perioada aceasta. Bine, n-am stat doar la ea, am stat o zi și la verișoara mea Irina, dar nu mai contează. Și haideți să vă arăt ce mi-a dat. În primul rând, o să încep cu gențile. Pentru că, oh my god! Alexandra știe că mie îmi plac gențile, am avut mai multe discuții legate de genți și mi-a oferit această geantă. Este foarte drăguță și cu eșarfa asta sau ce e ea. Este de la Mojito și este lanța asta așa, un fel de roz pudrat. Înăuntru vine așa cu două compartimente. E foarte încăpătoare și mi se pare foarte elegantuță. Și na, e așa mică și drăguță. Și mai avem una care este plină pentru că am tot folosit-o. Am avut-o cu mine și la eveniment. Și îmi place foarte mult. Este aceasta neagră. Aici are catifea. Și mai poți să mai bagi ceva. Și aici are un spațiu destul de mare în care îți poți pune lucrurile. Foarte mult îmi plac gențile acestea. Apoi... Într-o zi mi-a zis că știu că ție îți place ceaiul și n-ai băut ceai, uite, ți-am luat un ceai și pentru aici și un ceai și pentru acasă și mi-a luat un ceai de la Lipton. Lipton, acesta cu Enchanting Berries, cum se gândește aia la toate. Apoi, am mai primit un set de săpunuri cu trandafir, arată așa. Vreau să vă spun că miros trandafiri, miros săpunurile astea trandafiri de mamă, sunt trei. Miros foarte, foarte bine și abia aștept să le și folosesc, dar să le pun și pe acolo printre haine. Apoi, tot de la ea am primit acest facial spray de la Mario Bădescu. Inițial am vrut să-mi iau eu ceva de la ei și mi-a zis că nu-ți lua, că am eu și-ți dau și mi l-a dat ea dragă de ea. Și mai am aici o mostră de la Moschino Toy 2, o apă de parfum, arată așa. Ia să vedem cum miroase, dacă tot suntem aici. Acesta este, eu l-am mirosit pe cel pe roz și nu prea mi-a plăcut. De-aia sunt curioasă cum o să fie ăsta. Parcă miroase mai bine decât cel pe roz pe care l-am încercat eu. Dar tot nu pot zic că e genul meu. Dar da, astea sunt toate produsele pe care le-am primit din... mini vacanța mea. Dacă v-a plăcut clipul, aștept să dați un mare, mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar pentru un videoclip, să-ți fie super bun! V-am pat! Pa!